Da, ce faceți, bandiților? Pentru că azi se închide sezonul de pescuit la păstră, v-am pregătit un ultim episod. Episod în care m-am întâlnit întâmplător pe râu cu Radu Birla, un om apreciat de mine. Vizionare plăcută. Azi voi face o partidă de pescuit la păstră pe râul. Ce se vede? Ca echipament folosesc o lansetă Bocor Micro Jig cu o putere de aruncare între 3 și 15 grame, iar ca lungime 2,25 m. Mulineta este un Legalist de 2500. Voi da la rotativă. Momentan voi folosi o rotativă, vedeți, portocalie de la Down. În caz de ceva, le voi schimba. Da, am luat unul. Uitați ce fain stă vârful, vedeți ce fain lucrează. Asta îmi place la lanseta asta. Deși de buget foarte mic. Nu dăm pe mâna. Nu rădic peștele deasupra apei pentru că nu am mincioc. Uitați cât de frumos. Să vede, nu? Foarte, foarte frumos. Deci întotdeauna când scop peștele încerc să nu rădic prea mult deasupra apei. Să-i zicem la revedere. Da, acum s-a dus. S-a dus. Uitați câte gunoaie sunt pe margine. Hai de capul. Oameni, eu nu înțeleg de ce nu se pot schimba unii oameni. Le place tot așa să trăiască toată viața. Vedem undeva mai sus. Apa e destul de scăzută. Este sub nivel. Vedem pe lângă piatra asta este ceva loc. Ah! Ce mi-a tras! Asta mi-a tras ca vara. Încă nici vara n-am avut așa atac. Mi-a tras-o din plin. Hai să ne facem un asa. Vă lăsa un pic să meargă la fund. Da, uite! Așa mi s-a și încălcit. S-a încălcit după o creangă. Și nici nu aș vrea să ridic. Îl voi lua așa. Apoi am timp să-mi desfac și undiță. Deci tot așa, vedeți? Cred că nu i-a găsat tare. La o rotativă portocalie, da? De la Down. Și păstrăvul cam așa arată. Să-i dăm drumul. S-a dus. Mi s-a agățat, n-am avut ce face, dar în cele din urmă am reușit.
cumva să-l iau fără să ridic deasupra apei, pentru că nu am mincioc și fără mincioc eu așa fac, nu ridic peștele deasupra apei, știți? Adică încerc cât mai mult posibil. Dacă vreau să vă arăt ceva imediat. Vedeți că avem o creangă acolo. O să vă arăt imediat cum puteți lansa pe sub acea creangă. Deci nu mai dați așa, doar din vârf. Ați văzut? Deci lucrați cu vârful cum ar veni și veți reuși. Ia, că cât am lansat. Merge bine bulineta asta. Sunt foarte mulțumit de ea. Deci, doar din vârf. Nu cred. Unde-i minciogul? Wow, cât e de fain! Încerca să-l iau direct din prima. M-am încet. Te-am prins. Uitați aici pe strână. Ai, ai, ai. Pe la rotativa galbenă. O să ies un pic pe margine. Oricum nu-l ține mult. Iar ca poză vreau doar să vă arăt. Uitați. Un pic. Ce emoții am. În sfârșit am prins și eu peștele. Nu simt prea bine, mi-e și frică. Vezi, dacă nu aveți mincioc, o să-mi iau și mincioc. Să vede cât e. Haide capul meu. Stai că-ți dau drumul imediat. Ia. Foarte, foarte fain. O să-l mai arăt o dată la camera, apoi îl dăm drumul. Stai cu mine. Ia. Deci o păstră foarte mare. Cred că are undeva la așa dos. Cred că a avut peste 35. Yeah. Am vrut să-l arăt mai mult la cameră, dar asta e. Se zbate. Deci aveau forța, îl simțeam în mână, cum îl țineam. Dar important e că l-am luat. Deci, ați văzut cum se dă peste o creangă, nu? Cu vârful. Că eu practicam, am arătat. Pentru a închide sezonul de pescuit pe anul 2020, așa ca la carte, a doua zi am explorat un râu foarte frumos, dar pentru a ajunge pe el am avut de străbătut toți munții Apusei. Mă aflu într-o zonă de munte. Azi voi face ceva, adică nu voi căuta hribi de data asta, dar voi face ultima partidă de pescuit la păstrăv.
pentru că sezonul se închide, mai avem mâine deschis și gata sezonul. Deci în mijlocul munților Apuseni. Am venit cu mașina, voi coboră pe partea altă, voi ajunge la altă apă, voi pesca la Păstrăv și voi da doar la rotative, iar echipamentul folosit va fi o Okuma Azaki, o putere de aruncare între 5 și 20 de grame, iar mulineta tot așa, tot Okuma de 30 alaris. Deci am o Okuma echipată complet, tot Okuma, mulineta, băt. Am o lansetă Bocor Micro Jig, o putere de aruncare 3,15 grame, o lungime 2,25 m, iar mulineta este un Legalis de 2,5 m. Una întotdeauna va fi rezervă. Mă bate gândul să mă uit la hrib, da? Voi lăsa hribile azi, așa că ne vedem pe râu. Avem multă ceață, dacă se vede, și o vreme de ploaie. Hai să facem ultima partidă la Păstrăv. Ne vedem pe râu. Avem o vacă. O vacă care îmi sperie pești. Da, uite, unul. Sunt curios să vedem ce un păstrăvior indigen, indigen sălbatic de data asta. Uite, nu e mare. Am eliberat, mi-a luat exact din repediș. Hai, mai facem un aser la rotativă galbenă de la Down, de aceeași rotativă cu care am pescuit și ieri. Hai să vedem aici. Acolo am avut multe atacuri, dar l-am scăpat. Nu am văzut nici rotativa, deși am ochelari, lumina e foarte puternică și dacă nu văd rotativa, iar mi-a venit. Deci îmi trage foarte agresiv, ce cu peștul ăsta? Ne facem un sos, să vedem. Da, din nou. Din nou am avut apa. Din nou. Am frâna și deschisă de data asta. Tot îmi vine, mă, da. Ce că e mic, e mare, eu cred că e mic de mult. Trage și în prostie, o să încerc acum să dau. Mai facem un sau, cred că nu o să mai vin. Da, uite. Vedeți? Eu am dat drumul la nylon, dar am și frâna, uitați cât e desfăcut, că probabil din obișnuință. Deci, rotativă galbenă de la Down, un păstrăv indigen sălbatic.
vom elibera repede. Cam așa arată. Uite, acum s-a dus înapoi. Deci la rotativă galbenă. Voi face un lanseu aici, dar eu filmez cu GoPro Hero Black. Se blochează foarte des camera asta. Deci dacă îi se vă luați, nu vă recomand să luați GoPro Hero 8 Black. Cum să zic, se blochează. Deci va trebui să scoți bateria afară, să bagi înapoi în aparat, să poți reporni și așa mai departe. Așa, ca stabilizare, e ok. Așa, ca durată, după cât ține bateria încărcată, varză. Eu mai am încă o baterie rezervă și folosesc. Deci folosesc și un acumulator extern. Da, da. Și avantaje și dezavantaje, sí. Da, uite. Oi. Deci avem ceva. Vedeți cum arată? Tot acea rotativă portocalie. Asta e tot, tot spre indigen, dar este un indigen de crescătorie, nu indigen sălbatic. Se dau drumul undeva. Da, ce mică e apa, hai să facem un lanseu aici, să vedem. Deci apa e foarte, foarte mică. Și tot ploua pe drum. S-a făcut un pic de noroi cu apă din aia murdară, în caz că ajunge în râu, va murdări râul. Dar voi urca eventual mai spre munte, unde apa e mai curată. Am avut câteva atacuri, dar cred că e foarte mic. Da, uite. Tot așa un indigen, dar din păcate nu-i sălbatic, e de crescătorie. Vedeți cum arată. Are puncte mai puțini. Uite ce fain s-a dus. Să ne facem masă. Deci păstrăvul pe care l-am prins a fost de crescătorie. Deci indigen de crescătorie. Eu întotdeauna prefer peștele natural. Nu știu, așa
acel pește mi se pare mult mai atractiv, mult mai greu de prins, iar senzația e alta, părerea mea. Acum fiecare cu ideile lui, îți face mine așa mai jos. Deci va trebui să recuperez foarte, foarte lent. Dacă nu voi recupera lent, nu voi avea șanse să iau nimic. Facem asta. Doar s-a înălțat după ea, nu mi-a atacat-o. Probabil m-a și văzut. Foarte, foarte amenic mi-a tras. Uite, din nou mi-a venit. Deci rotativa cum e pe fund. Și să recuperez cum mai ușor. Cam asta e tactica. Da, ați văzut? Aia e tactica. Rotativa pe fund, recuperăm ușor. Dacă nu, nu sunt șanse. Ne facem așa să vedem. Mi-a praf ca nebun, nu? Zic că e frumusel așa. Pentru că l-am văzut în apă, acum să vedem dacă o să mai vină. Momentan se pare că nu mai vine. O facem un set totuși. Haide, mai mușc o dată. Frumos! Frumos a fost, dar nu s-a mai găsat de data asta. Nu am găsat de cifre, nu am făcut de ceva. Da, uite-l. Tot așa un indigen de crescătorie, nu-i sălbatic, nu-i agățatare. Tot la rotativa galbenă de la Down. Să se gândim. Adus. Da, am mai luat unul. Să vedem cum îl aduce de data asta. Tot așa un indigen miselbatic de crescătorie. Nu e nici agățatare. S-a dus foarte, foarte frumos. Deci indigen
Am avut un atac și mi-a venit exact pe margine, m-a mică. Este adevărata zi de toamnă, ploi, frig, ultima zi la păstră. Da, uite-l. Oio. Cum să zic, e frumos. Băi, ce gras, uitați, băi. Cum am pis să îl desfac repede, oricum noi am lăsat tare. Ia, stai mă, stai că dau drumul. Uite, îi dau drumul, nu-l mai rețin. Foarte frumos, uitați. E foarte blig. Deci când e frig, ați văzut, se mișcă foarte anemic. Deci doar prin recuperări foarte, foarte fine. Am avut o agățătură. No, de ce te-a agățat, măi? O piatră. Deci va trebui mai pe fund și cu recuperări foarte fine. Da, uite, ce l-am scăpat? Din nou am avut atac, din nou. Zicem că două atacuri. Nu mai văd rotativa din cauza că plouă. Da, uite încă unul. No, s-a dus. Foarte bine. Nu important e că mănânc așa cât de când. Vedem în zona asta stau. Stă vreo unul sau... Stă sau nu stă. Nu va mai aproape un pic. Da, uite, încă unul. Hai, mă. La primul lanțel. Bine. Tot așa un păstrăv. Din asta aveți indigenda de crescătorie. Am dat drum. Deci cu recuperări foarte ușoare, altfel nu avem șanse. Bun, deci avem un om aici, o să-l întrebăm să vedem dacă a prins ceva sau dacă n-a prins ceva. Nu pare a fi amator. Deci, vom vedea. Salut! Cum e? De aici de crescătorie, așa e? De crescătorie din ăsta. Asta de crescătorie din astea acum. Ah, dar nu, am prins unul și acolo mai sus. Da? Ce am luat acolo mai sus din ăia, mai... Acolo e plin de... Sălbatici, dar aici mai jos... Indigeni sălbatici din ăia. Ah, da. Cred că e ultima partidă. Nu știu ce de aia am luat partidă. Am luat unul fain de aici, unul de sus. Da. Negru, da. Eu la rotativă, da. Am dat și la rotativă, la asta, la gume, mi-a zis mai bine. Da? Pe ploaie, da. La asta, roșie. Da, și eu tot așa, ceva culori. Mai egal, bine.
galbe și portocaliu. Da. O să zluz, a zis de crescătorie. Da, și ai zona asta. S-a unul... părut în jos? Da. Unul după altul, da. Mă vin încet, așa încet urmăresc și rotativa, deci trebuie să mulinez ca și cum, mai că nu se învârte. Am luat mult, dar... Hai să trebuie la joc, ăsta ce este de acolo, de la, eu mi-a fost la un curs în jos, hai am luat acolo la cascada aceea, dar tăria micuță. Da. Nu mai am cum de dai. N-am văzut marca, eu am fost până la pod, am urcat, am dat un pic de la pod în sus. Acolo am luat din ăștia sălbatici. De unde e la pod? Este un pod aici. A, ăla de beton? Da, da, un intersect. Dar am coborât, că am zis că mă tot opresc până la baraj și mă tot duc. Mai jos un pic am luat de aia sălbatici. De podul ăla de beton s-a apucat de dreapta. Da, da. Am prins, ieri am prins unul fain acolo pe... Ieri am prins unul fain. L-am pus și pe grupuri, nu știu, poate l-ați văzut. Ăla mare, mare. Pe spinning sau pe ce? Cum? Pe ce grup? Și pe spinning și pe... Am văzut ăla. Ăla acolo, la mare. Ce... Ah. Deci stăm eu comentat ăsta că ce nu dau drumul la frân. Ah. Aceste comentează. Cine ai luat? Ai zis jos? Poftim? Ai zis mai jos? Aici m-am băgat unde e zbrazia, este un drumuț de pot intra până lângă apă și de acolo am uit în sus. Aici, nu, departe. Da, tot am luat, cum am băgat acolo, cum, unul după altul. Și am văzut că le place apa așa, gen mai lină, cum e pe aici, pe margine. Apoi nu cred că mai stau, mă duc și eu înapoi. Nu mai stau, mă duc și eu înapoi, mă mai bat în două, trei locuri până la baraj și... Cu Audi ăla sunteți? Da. Da. Dacă un curs a fost? Cum? Dacă un curs a fost? Da. Eu n-am treabă cu lumea, așa. Eu n-am treabă cu... S-a oprit ceva? Au fost mulți? Că am fost 32, am fost, s-a prins ce ne-am văzut la o luată, la mie, cu data. Da, da. Așa a fost rău, rău, da. Și unde a fost? Aici, zona asta? De la... Se vede că e curățat. Da, da, da. Acolo, chiar la intersect. Adică, unde să face apa, ne duce podul ăla de beton. Da, da. Dar a urcat, am urcat de la pod tot înainte până la casa, aici ceva casă și de acolo am prins din ăsta de crescătorie și în jos chiar acolo, cum am băgat acum. Încă în jos cred că mai bine o coborât. Am văzut că mai prins ceva să-l face, că e acolo, mai numai nu-mi placă, e unde e mare, că e în sus. La cascada, dacă dai prin sau da. Bun, voi n-ai pa. O să vedem partea asta. Genul diagonală. Ba, uite-l. Oio-io. Tot așa este un păstrăv indigen, dar e din crescători, adică din populări. Și destul de fain, de mare. Ia cât e de fain. Să-i dăm drumul. S-a dus.
Deci ne grăbim, avem 12% baterie. Tot așa vom încerca o diagonală. Recuperări ușoare. Deci mie îmi trebuie ca rotativa să meargă cât mai pe fundul apei și mai trebuie ca rotativa să fie galbenă. Asta a fost toată faza azi. Adică asta e strategia și încă ceva. Deci recupera cât mai ușor. Dacă nu recuperăm ușor, nu vom avea succes, așa am văzut. Da, uite încă unul. Oioio. Hai să-l aducem aici. Asta e mai mic un pic, nu e așa mare. E frumos și ăsta, nu e mare, dar e frumos. Adică undeva la... Habar n-am. Foarte fain. Dăm drumul. Uite, s-a și dus. Mai am 7% baterie. Va trebui să închid videoclipul. Am încheiat sezonul de pescuit la Păstrăv pe anul 2020 cu un videoclip foarte frumos. Ne revedem la primăvară cu alte metode de pescuit. Până data viitoare, numai bine și nu uitați, fiți bandiți!